Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești aprobau cu unanimitate de voturi documentul care a stat la baza declarației de independență. Ori tocmai despre acest aspect ne-am propus să discutăm și în cadrul emisiunii de astăzi, 27 de ani de la declararea suveranității Republicii Moldova. Bine v-am regăsit. Invitații ediției de astăzi sunt Dumitru Roibu, președintele Asociației Obștești Urmașii lui Ștefan. Bună seara și bine ați venit. Și Alexandru Iachimciuc, avocat. Bună seara, domnule avocat. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule Roibu, vreau pentru început să ne vorbiți despre seria de acțiuni pe care ați desfășurat-o pe parcursul zilei de 23 iunie, în contextul în care vorbim despre declarația de suveranitate și cei 27 de ani pe care îi i-am sărbătorit. Vă rog. Trebuie să pornim de la, în primul rând, de la aspectul că mișcarea noastră, Tineretul Urmașilor Ștefan, este o organizație care are și promovează anumite viziuni patriotice. Deci pentru noi, pentru persoanele, tânăra generație, care dorim să avem un stat prosper, un stat care să garanteze drepturile, să poată să garanteze bunăstare cetățenilor săi, este foarte important ca acest stat să aibă toate atribuțiile de bază. Și iată, declarația de suveranitate este cel prim pas care a dus spre constituirea statului nostru. Este deja alt aspect cum noi ne descurcăm mai departe. Dar, iată, cel mai important ce aș vrea să scot în evidență din cadrul acestei declarații este faptul că însăși în textul declarației se menționează că Sovietul Suprem, care înțelege responsabilitatea istorică pentru soarta Moldovei, care are istorie proprie cu și cultură, tradiții milenare. Iată, asta este un moment foarte important pentru că trebuie să ori anumiți politicieni, inclusiv cei care au votat această declarație și care au votat declarația independență, spun pentru că, de fapt, ei au votat acest document pentru alte scopuri decât însăși denumirea și menirea de bază acestui document. Urmașii lui Ștefan nu au putut să nu trateze în cel mai serios mod această dată simbolică în istoria noastră și noi am organizat împreună cu încă o organizație Tinerii Iubesc Moldova, am organizat depuneri de flori la Ștefan cel Mare, am ținut acolo un meeting și am desfășurat și alte acțiuni de informare în rândurile membrilor organizației noastre, dar cel mai important ce mi s-a părut mie, și asta o spun cu regret, nu am văzut oficialitățile să reacționeze cumva la această dată, pentru că de regulă e și președintele Parlamentului și prim-ministru sunt în așteptare. Dar au avut cel puțin unele declarații pe margine. Eu inițial așa și-am spus că dacă Candu o să pomenească de la tribuna Parlamentului că iată, este ziua suveranității, încă asta o să fie bine. Până la urmă doar atât așa a fost. Și asta o spun cu regret pentru că eu aș fi dorit să văd de la ei atât simbolism, dar și mai mult aspect practic în sensul în care ei se promoveze și dezvolte țara noastră. Și nu ceea ce fac ei, de fapt, lucruri la care nu aș dori să mă refer neapărat acum. Domnule Iachimciu, atunci când vorbim despre un stat, evident că ne referim și la cadrul legislativ, cel care urma să formeze, de fapt, scheletul pentru un stat de drept. Haideți acum, după 27 de ani de suveranitate, să vedem cum stăm la capitolul cadrul legislativ. Avem legi care funcționează? În ce măsură este realizat acest lucru? Știți, ca și construcția celui schelet despre care dumneavoastră vorbiți, da. Republica Moldova și din acele opinii ale experților internaționali, dar și în opinia mea personală, eu consider că legile în Republica Moldova nici pe departe nu sunt legi care ar fi lipsite de previzibilitate, de claritate, cât și de acea aplicabilitate în mod egal. Chestiunea este că legislația în Republica Moldova, în frunte cu legea supremă, Constituția Republicii Moldova, pe departe este și reglementează și garantează un șir de drepturi, cât și parcă stabilește clar obligațiile pe care cetățenii Republicii Moldova le-ar avea. În această ordine de idei, legile în Republica Moldova în general este, în viziunea mea, greșit să spunem că ele sunt fie proaste, fie nu sunt, parcă nu ar corespunde parametrilor de acel scop care a fost stabilit, chiar și făcând paralelă cu această declarație
cât și cu spiritul în general al Constituției Republicii Moldova, fiindcă realmente ele consacră drepturi, reglementează obligații și statuează anume acel principiu de bază. Problema la capitolul, la momentul de față, unde se vede șchiopătarea și unde se vede deficiența aplicabilității normelor de drept, este anume cum se aplică aceste și cum ele se transpun. Ori, de fapt, cel mai grav este anume transpunerea și aplicarea acestora de către factorul uman, fiindcă la momentul de față nu este o noutate, nu este o chestiune care know-how s-ar putea destabilit, totuși noi avem anume acel flagel al coruptibilității, anume acelui ceea ce se intervine incorrect și uniformizarea legislației, cum e anume se aplică de la caz la caz, iată aici am trebuit să lucrăm și aici avem un nevoie de un plus valoare. Domnule avocat, de fiecare dată asistăm la discuții axate pe ceea ce numim noi Constituție, legea supremă. Am permis atunci în 1994 o serie de lacune sau este imprevizibil dezvoltarea politicii din Republica Moldova și solicităm de fiecare dată până la urmă și curții constituționale cer scuze ca să se pronunțe pe marginea unor legi. Constituția ca și instrument principal nu este o noutate a Republicii Moldova, ea este preluată ca și practică anume de la state unde practic s-a născut acea democrație și unde practic legea a venit ca un instrument care reglementează relațiile dintre cetățenii care formează de altfel societatea respectivă și în viziunea mea, la acea etapă, Constituția a avut loc și a avut chiar un caracter revoluționar, fiindcă realmente, dacă este să vedem care erau acele garanții prevăzute și stabilite de Constituție și, în general, de cadru legal, o să vedeți că, pe departe, încă fiind finalul acestei etape a Uniunii Sovietice, practic, am fi avut un cadru în care, practic, nu exista un șir de relații economice și aici în speță și mă refer în special anume la relațiile economice bazate pe liber schimb, bazate pe concurență, bazate pe o piață liberă de desfacere, care și în general care ar condiționa și ar dicta regulile de joc. Constituția a venit, a garantat aceste relații, practic paralel ea le prelua și inclusiv societatea și le mai departe dezvolta, însă mai departe cadrul, am menționat, cadrul permanent sub imboldul fie a integrității europene, fie vine sub paravanul de experți specialiști internaționali, nu mă refer doar cei din Uniunea Europeană, permanent practic ni se recomandă și ni se îmbunătățește cadrul legal, dar ceea ce este cel mai important, o regulă a instituției dreptului este că nu întotdeauna societatea face reguli de joc pentru viitor, fiindcă ele nu sunt previzibile și nu sunt clare. Ca regulă, dreptul când merge un pic mai înainte este ceva foarte bine, dar realmente la momentul de față trebuie să recunoaștem că regulile sunt parcă bune, carențe avem la aplicabilitate, dar ceea ce se susține de Curtea Constituțională, ea, să nu uităm și rolul acesteia, ea este garantul Constituției, este acea autoritate care vine a interpreta, ea este aceea care vine și anume spune în ce fel o normă contravine sau este în corectitudine aplicată cu acele principii și cu acele baze care le stabilește Constituția Republicii Moldova. Domnule Roibu, politica anilor 1985-1990 era una destul de instabilă. Când zic lucrul ăsta, mă refer și fac nemijlocit referire la acele discuții pe marginea faptului. Republica Moldova și-a căpătat suveranitatea datorită celorlalte țări care au făcut-o până la ea sau mișcările din această țară au fost atât de ample încât a permis acest lucru? Când zic, mă refer nemijlocit la statele baltice care au adoptat declarațiile de suveranitate încă în 88-89, Georgia declarație la 26 mai 1990 și Federația Rusă chiar mai devreme și celelalte federația rusă 12 iunie 1990.
recentă, noi un pic mai târziu, la 23 iunie 1990, avem și noi această zi istorică. Păi iată, ceea ce ați menționat dumneavoastră este un argument foarte bun în, da? Și noi avem ce contrapune celor politicieni care atunci aveau un discurs, aveau o retorică și ei spuneau că moldovenii trebuie să aibă statul lor propriu și noi trebuie să încetăm să depindem de cineva și așa mai departe. Ca peste 27 de ani să vină să spună că noi de fapt trebuie să fim parte componentă a altui stat. Noi nu avem nevoie de independență, noi nu avem nevoie de suveranitate, pentru că noi suntem neam, nu știu de care neam și granița nu stă acolo unde trebuie să stea și așa mai departe. Iată, ce îi spune dumneavoastră e foarte important, pentru că ei erau printre primii și erau și ei printre primii care au lobat această chestiune, necesitatea de a avea, de a fi o țară suverană. În viziunea mea este destul de interesant că să-ți declari suveranitatea față de Uniunea Sovietică după Rusie. Și aici eu mi-aș pune întrebarea, asta este, noi avem așa politicieni importanți ca Ion Hădârcă, de exemplu, ca Gimpu, ca Șalaru, Guță, iată, mai recent. Să înțeleg că lupta aceasta lor pentru suveranitate, pentru emancipare și aspirațiile pro-românești ale lor din acei ani, ele au fost mult mai întârziate decât lupta pentru suveranitatea însăși a Federației Rusă. Deci, pentru mine asta este puțin straniu, pentru că n-am putea spune că asta este imposibil, dar sunt țări care au obținut suveranitatea mai devreme decât Republica Moldova și mai devreme decât Federația Rusă. Adevărat. Pentru noi, pentru statul nostru, este foarte important acest fenomen, pentru că este un prim pas în declarația dată și se menționează că este baza viitoarei Constituției. În Constituție se menționează aspirațiile seculare a poporului de a trăi într-un stat independent și suveran. Iată, indiferent de curentele politice, indiferent de curentele sociale care au avut loc în țara noastră în această perioadă de timp, noi totuși observăm tendința că suveranitatea, independența, faptul că Republica Moldova este un stat inalienabil și în contextul actual necesitatea de a sublinia caracterul unitar al statului și nu doar de a face declarații în acest sens, dar și de a întreprinde careva acțiuni concrete, ele rămân și persistă a fi destul de importante și niște valori așa general acceptate. În viziunea mea, în ultima perioadă de timp, și iată, nu știu dacă o să ne referim astăzi mai mult la acest subiect, dar având în vedere ce s-a întâmplat cu acest Partid a Unității Naționale, a fostului ministru Șalaru, mie mi se pare că aceste mișcări nici cum nu ajută la suveranitatea țării, la consolidarea suveranității țării și a independenței și cu atât mai mult la consolidarea statului nostru sub aspect de stat unitar, pentru că aceste personaje nu fac nimic altceva decât să creeze iarăși noi clivaje, decât să distanțeze malul drept și malul stâng al Nistrului și aceste mișcări politice introduc noi conflicte în societatea noastră. De aceea noi ar trebui ca societate să reacționăm cuvenit, să tratăm calm, să înțelegem destul de bine interesele și a lui Șalaru, și a lui Băsescu, și a lui Guțu, și așa mai departe, pentru ca noi să putem păstra acea armonie în societate și să ne concentrăm pe problemele, de fapt, reale, nu pe acele propuse de ei. Domnule Kim Cioc, Republica Moldova, la scurtă vreme, a început să fie recunoscută și pe plan internațional. La început de vecini, după aceea a aderat și la o serie de organisme internaționale. Faptul ăsta demonstrează că Republica Moldova este pusă pe picior de egalitate atunci când vorbim despre relațiile dintre state? Știți, în teoria dreptului internațional sunt câteva teorie vis-a-vis de egalitatea tuturor subiectelor de drept internațional. Într-adevăr, odată ce un stat sau alții au spus o comunitate de oameni, ce și în general reprezintă statul, o comunitate de oameni care se identifică ca o națiune pe un teritoriu concret, sunt și stabilesc anumite relații cu alte state, cu alți reprezentanți, respectiv aceasta în sine și reprezintă o recunoaștere anume a statalității acestei entități ca atare. Desigur că odată ce Republica Moldova, chiar și actul la care facem trimitere din 23 iunie 1990, fiind ca și unul din actele în baza căruia, într-un fel sau altul, s-a stabilit și s-a cristalizat anume acea emancipare de independență a Republicii Moldova,
noi am constatat că ulterior Republica Moldova, depunând acele instrumente, a devenit membru a ONU, a devenit membru a mai multor organizații internaționale, ceea ce de facto și a reprezentat că odată că dânsa a devenit subiect și participat cu drepturi depline a ONU, dânsa într-adevăr a fost recunoscută la nivel internațional, practic la momentul de față Republica Moldova este recunoscută de către toți subiecții de drept internațional care sunt înregistrați. Respectiv, trebuie să accentuăm și să punem la bază că într-adevăr Republica Moldova la momentul de față de iure ar fi acel stăpân al teritoriului său. Pe de altă parte, este acea teorie care în paralel privește inegalitatea subiectelor de drept, care spune că în dependență de posibilitățile sale, statele totuși nu sunt atât de egale. Din păcate, noi parcă am venit din categoria, adică mai bine ne-am ralia la cea de-a doua teorie, în care parte nu putem spune permanent că avem de fapt acel statut de stăpân. Cert este că avem și acel conflict înghețat pe care îl avem permanent. Da, și în această oră de idei, asta cam ar fi chestiunea vis-a-vis de cât de suverani suntem și cât de independenți la momentul de față. Domnule Roibu, nu pot trece cu vederea ceea ce a remarcat și domnul avocat. Avem un conflict înghețat, un conflict care nu putem soluționa, iată, nici în intervalul de 25 de ani. Care ar fi, până la urmă, acea problemă care a generat atât de tare într-un conflict armat? Eu, iată, ca să încerc cumva să răspund cu întrebare la întrebare, mi-a spuneți că noi n-am putut să rezolvăm conflictul timp de 25 de ani, dar eu să vă întreb, ce am făcut noi în ultimii 25 de ani că noi să rezolvăm conflictul dată? Și eu mă refer aici nu la discuții la nivel internațional, negocieri, poate ne propune cineva de la Kiev sau cineva de la Moscova sau cineva de la București, vreo soluție la conflictul transnistrian, pentru că asta ține mijlocii din noi. Iată, noi dacă o să luăm direcția Vadul Vodă, deci de la Durlești, noi trebuie 40 de km și noi suntem în Transnistria. Asta nu e atât departe. Cazul transnistrian este, bineînțeles, o rană deschisă a țării noastre și noi ar trebui, în primul rând, ca să încercăm sau ca să întreprindem careva acțiuni ca să rezolvăm această problemă, noi trebuie mai mult să medităm și să ne gândim la realitățile din această regiune. Iată, atunci când este propus ca exemplu, da, ideea de federalizare, nu știu de ce toți oamenii sau mulți oameni intră în panică, în isterie, critică dur acest concept și eu am destul de multe dubii că cineva măcar a citit sau s-a familiarizat cu ceea ce înseamnă federalizarea Republicii Moldova sub aspect ideologic, ca proiect ideologic sau politic. Noi încercăm să abordăm această problematică doar superficial. Iată, foarte mulți policieni, activiști civici în societate se discută, da, despre armata rusă din Transnistria, care în viziunea lor este armată de ocupație. Și când îi întrebi oamenii, dar la invitația cui a venit această armată pe teritoriul nostru, puțin dintre ei știu că această armată a venit la invitația lui Sinegur. Deci noi singuri am chemat armata rusă aici, ca acum să ne supărăm pe dânșii. Și iarăși a venit încă o întrebare, dar dacă tu atât de mult dorești că armata rusă să ducă noi, câte note am transmis la Moscova ca ei să ia armata din Transnistria? Nici o notă. Dar dacă această armată pleacă, ce se întâmplă în zona de securitate? Cine o să mențină sub control această zonă de securitate? Nimeni nu poate să răspundă, dar dacă îi pleacă din Colbasna, din acea localitate unde sunt foarte multe muniții și armament al armatei roșii din acele timpuri, cine o să asigure controlul acestor baze? Oare soldații moldoveni? Dar dacă nu soldații moldoveni, atunci oare nu riscăm noi mai mult? Deci, în viziunea mea, noi ar trebui să avem o abordare mult mai pragmatică, o abordare mult mai complexă referitor la cazul transnistrian și să nu uităm că, în primul rând, noi ar trebui să avem o atitudine de cetățean, o atitudine de la om la om, o atitudine respectuoasă atunci când noi vorbim despre transnistrieni. Cu părere de rău și... Dar cetățenii din partea cealaltă a Nistrului conștientizează, de fapt, această problemă în dublă ipostază? Noi trebuie să înțelegem pe ei. 25 de ani, ei văd, citesc la televizor, inclusiv văd știri, emisiuni în care lor le se propagă că ei au o soartă diferită de cea noastră. Noi trebuie să înțelegem pe ei dacă vrem cumva să găsim o limbă comună. Noi trebuie să ne punem în locul lor, ca să înțelegem în primul rând și apoi noi să putem să formulăm niște propuneri sau niște abordări sau niște viziuni pentru ei, ca să putem să înglobăm în societatea noastră. Iată, cei care spun că dacă mâine pleacă armata rusă și noi acolo punem granița NATO,
în Transnistria. Aștia nu sunt oameni care n-au nicio legătură. Gândirea lor n-are nicio legătură cu logica, pentru că asta aprofundează și mai mult conflictul. Eu cunosc puține organizații din Republica Moldova care se colaborează cu societatea civilă din Transnistria. Dar asta este foarte important. Tânăra generație, iată, mergeți într-o oricare școală sau universitate și întrebați câți prieteni sau cunoscuți aveți în Transnistria. Nu există practic puncte de legătură și asta, în viziunea mea, este o problemă încă de viitor, rezultatele care noi să spunem mai târziu. Domnule Roibu, domnule Iachimciuc, eu zic că cei mai bine pot să ne vorbească cei care au votat nemijlocit această declarație de suveranitate și ne propunem, o să rog regia ca să facem legătura cu Ion Mereuță, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, să ne vorbească despre contextul în care a fost votat și, de fapt, care au fost riscurile, pentru că o serie de istorie aici vorbesc și de riscuri iminente atunci când a fost votată această declarație de suveranitate. În calitate de moderator acestei emisiuni am încercat să contactez mai mulți deputați din primul Parlament, însă vârsta și starea de sănătate cu părere de rău își spun cuvântul. Se pare că nu este domnia sa la cealaltă parte a firului. Vom încerca să mai reluăm acest apel telefonic. Domnule Iachimciuc, haideți să vorbim un pic despre modul în care s-a dezvoltat Republica Moldova pe parcursul acestor 27 de ani și să vedem dacă acele obiective pe care și le-au propus cei care au votat declarația au fost atinse. Și domnul Roibu și dumneavoastră făceați referire la declarația nemijlocită și la prevederile pe care le conține aceasta, începând de la faptul că este un stat suveran și terminând cu faptul că soarta acestei țări este în mâinile poporului. Citez, purtătorul și sursa suveranității este poporul. Vedeți, ca și text, ca și construcție, acest document juridic, de altfel, chiar dacă poartă o conotație politică, noi făceam parte la acea etapă dintr-o uniune, la acea etapă fiind o uniune a statelor sovietice socialiste, respectiv noi eram un subiect din acea construcție care de altfel reprezintă o federație, nimic altceva, ceea ce de punct de vedere teoretic, adică reprezintă nimic altceva decât o uniune a unui grup de state care și-au stabilit anumite scopuri și-au stabilit anumite respectiv modalități și posibilități ca să se ajute reciproc, respectiv dânșii și-au pus ca scop să culeagă roadele unei munci și unei înțelegeri comune. Ulterior vedem că noi ca purtători ai suveranității, ceea ce reprezintă de astfel statul nostru, am venit și am spus că bine mersi, nu mai vrem să facem parte dintr-o astfel de federație, am dorit și decidem în legătură și cu acel principiu consacrat la nivel internațional din dreptul internațional public care garantează statului posibilitatea de a-și îndrepta vectorul în care direcție de dezvoltare și care la acea etapă benefică este ca și punct de plecare, respectiv noi ne-am decis că urmează mai departe să ne dezvoltăm independent, însă în coraport și s-au stabilit și interesele, că trebuie să garantăm acele beneficii cetățenilor în spiritul egalității, în spiritul și statului de drept. Ce am reușit și ce am realizat pe parcursul anilor este un pic delicat să discutăm și să vedem, fiindcă fiindcă trebuie să vedem din care punct de vedere ne uităm. Ne uităm din punct de vedere al bunăstării cetățenilor, ne uităm din punct de vedere al scopurilor nemijlocit, integral stabilite de acest document și ulterior preluat însăși de declarația cât și de textul Constituției. Și iată, aici cred că ar fi necesar să stabilim acel criteriu. Dacă este să luăm din punct de vedere legislativ, Republica Moldova la acea etapă, chiar în 89, 90, 91, 92, practic era într-o perioadă de tranziție și nu simplă tranziție, practic pe teritoriul Republicii Moldova se aplicau legile Uniunii Sovietice. Chiar domnule avocat, e o întrebare poate retorică, îndrăznesc să vă acord. Cât durează tranziția în democrație? Și democrația în Republica Moldova, când vom spune că am pus punct perioadei de tranziție? Știți cum, în terminologie
ale învățaților se vorbește că democrația nu se măsoară în ani, democrația se măsoară în realizări, democrația se măsoară în evoluția și în etapa de dezvoltare a întregii societăți. Personal, eu consider că în Republica Moldova, având atâtea discrepanțe și având o stare economică suficient de gravă, fiindcă totuși trebuie să recunoaștem că avem un fenomen al plecării suficient de mare a populației din țară. Parcă de altfel ăsta așa a venit în ultima perioadă, dar ultima perioadă asta durează mai bine de 10 ani. Un trend respectiv, trebuie să recunoaștem că Republica Moldova nu este chiar leagănul dorit și proclamat de acest document. Dar nici așa cum da, se consideră că este cea mai săracă țară. Deci în viziunea mea, noi trebuie să atunci când noi vorbim despre realitățile din țara noastră, trebuie cumva într-un mod comparat să analizăm și cu alte țări. Da. Iată, și eu am să mă întreb pe mine și să fie o întrebare da. Și pentru noi ca discuție. De exemplu, dacă vorbim despre bunăstare, iată, Singapur este un stat care are un nivel de bunăstare foarte înalt. Dar acolo nu este democrație. Întrebați cetățenii noștri, ar vrea acel nivel de dezvoltare sau ar vrea democrație? Și plus la toate, iată, și colegul a menționat în cadrul emisiunii că nu chiar toate statele sunt egale. Noi vrem să trăim ca Germania, dar noi nu suntem Germania. Noi nu avem ieșiri la mare, noi nu avem munți, noi nu suntem vecini cu Italia, cu Franța, cu Elveția și cu Austria, dar noi vrem să trăim ca Germania. Deci mie îmi pare că atunci când noi vorbim despre aspectul de bunăstare a cetățenilor noștri, da, noi puțin uităm să ținem cont și de realități. Pentru că noi astăzi avem doi vecini, unul este România, cel mai sărac membru Uniunii Europene, și a doilea este Ucraina, care este în război. Noi astăzi avem... Dar nouă cine a lipsit? Politici economice coerente, clasă politică matură, cine a lipsit nouă? Era într-un pasaj al unui cântec popular, că așa-i dat de Dumnezeu, orice neam cu locul său. Probabil aceasta ne este soarta, ca să trăim pe locul unde trăim și să avem acele condiții de dezvoltare pe care le avem. Eu sunt de acord, sunt foarte mulți oameni care această declarație de suveranitate o critică, pentru că, și nu sunt de acord cu însăși faptul existenței sale, pentru că spun ei, această declarație ne-a întrerupt nou procesul de dezvoltare tehnico-științifică și din toate punctele de vedere, dezvoltare economică, pentru la acea perioadă noi eram în top 50 de țări ale lumii după indicii economici. Iată, ei spun că această declarație a întrerupt acea etapă bună, prosperă în istoria noastră. În viziunea mea, pentru că eu n-am trăit acele timpuri, eu consider totuși că este importantă și ar fi bine ca noi să abordăm, așa cum am spus, complex această chestiune și să înțelegem că iată, spunea colegul că democrația nu se măsoară în ani. Sunt unele studii care afirmă și dreptul lor să facă asta, că pentru o democrație, ca ea să înceapă să producă efecte sub aspect economic și de garanția drepturilor destul de bune, ar trebui să treacă cel puțin 50 de ani. Deci țările ar trebui, întrebați Franța după 25 de ani democrației, care era nivelul lor de dezvoltare? Sau Marea Britanie, sau Germania, sau Austria, sau oricare altă țară. Evident că, în viziunea mea, noi trebuie să trecem printr-o perioadă de încercări, o perioadă de experiență, ca noi să înțelegem ce ar trebui să tragem atenție pentru dezvoltarea. Domnule Roibu, în contextul în care vorbiți dumneavoastră, de fiecare dată mi întreb intervievații, evident 25 de ani sau 27 de ani sunt foarte puțini pentru istorie, însă sunt mulți pentru oameni. Putem vorbi despre o soartă frântă a unei generații. Da, noi, ia uitați, ultimii 100 de ani, ce se întâmplă cu țara noastră? Oare noi este frântură peste frântură? 22 de ani de ocupație românească, după asta urmează o perioadă similară în Uniunea Sovietică, atunci când oamenii 3 ani la rând se duceau în școală și începeau din clasa 1, câte talente am pierdut noi cu asta inclusiv. Perioada anilor 90, care a fost o perioadă destul de complicată și de gravă. Perioada, în viziunea mea, de după 2009, când a început să... când au început să iasă din pușcării tot felul de bandiți care în anii precedenți au fost puși la dobă pentru criminalități, pentru faptele criminale pe care le produceau. Și trebuie, iată, în viziunea mea, atunci când noi vorbim inclusiv și despre aspectul de emigrare, să ținem cont despre un lucru tare bun pe care colegul a menționat. Trendul de a emigra. Nu este atât de mult o necesitate de a emigra, cât trend. Noi din școală ni se inspiră ideea și în universitate și la televiziune și peste tot, că noi doar în altă parte decât în Republica Moldova ne vom realiza. Și asta este o abordare greșită, pentru că niște oameni normali care își doresc un bine țării sale și lor inclusiv în această țară, acest lucru nu-l vor face.
cu părere de rău, noi avem și profesori, noi avem și surse mass-media întregi, noi avem și oameni publici, politicieni, care promovează în mod deschis. Plecați că aici nu mai aveți nicio scăpare. Domnilor invitați, eu propun să mai încercăm o dată să facem legătura cu Ion Mireuță, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Ziceam pentru a afla din primă surse modul în care a avut loc această votare a declarației de suveranitate și după aceea să revenim în studioul la discuții, pentru că, desigur, această generație care a votat au fost și anumite constrângeri, bănuiesc eu, și aceste constrângeri au fost atât din partea celor ce trăiau în acest teritoriu, cât și de la centrul unional. De la centrul unional, da, evident. Încercăm să aflăm, ziceam, de la domnul Mireuță. Se pare că nu avem această legătură, ne pare rău, revenim iarăși la discuție. Domnule Chinciuc, revin la gândul enunțat acum câteva clipe mai devreme. Au existat tot felul de presiuni, au existat, cum s-a votat? Până la urmă toți au crezut în acest deziderat? Istoria nouă ne arată diferite opinii, da. Mulți din autorii acestui document, dar și alte documente care au succedat și de fapt stau la baza declarației Republicii Moldova ca și stat suveran. Mă scuzați că vă întrerup, se pare că avem această legătură telefonică. Alo, bună ziua! Domnul Mireuță, sunteți pe fir? Putem să discutăm despre ceea ce ne-am propus astăzi, 27 de ani de la declarația de suveranitate a Republicii Moldova. Alo? Se întâmplă ceva, astăzi această legătură este cu ghinion. Se pare că totuși trebuie să-l invitați în studio deja data viitoare. Vă rog, domnule Chin, și continuați acest lucru. Mulți din aceste persoane spuneau că dânșii nu au dorit să semneze, alții doreau și existau câmpuri diferite. Pe de o parte, altora li se spunea că urmează să semneze, că va fi spre bine, altora li se spunea să nu facă acest pas, fiindcă asta contravine însăși scopului aflării lor în postura în care dânșii erau deputați în Parlamentul ca atare. Ce mi s-a părut mie remarcant este faptul că în cele din urmă nu permanent noi am fost factorul cel care am dat impuls acestui document, fiindcă acest document, ca și multe altele, ulterior, fiindcă chiar în studio s-a făcut precizarea că însăși Federația Rusă a decis să părăsească acea Uniune Sovietică. Da. Respectiv, deja, practic, după ce toți actorii au plecat, cunoaștem foarte bine că țările baltice au fost acei militanți de bază, practic, unul din factorii declinului înregistrat la acea etapă, și vedem totuși că ceea ce am vrut eu să adaug este că caracteristic pentru țara noastră este a sta în umbră și mai bine nu face nimic. Cred că în această perioadă mulți din semnatari, practic, chiar dacă nu au avut un rol decisiv anume la anumit semnarea astor de declarații, într-adevăr trebuie să sublin și rolul decisiv al persoanelor care într-adevăr militau pentru independența Republicii Moldova. Domnule Roibu, cât de suveran și cât de independent suntem astăzi? După cum merităm. Iată, noi totdeauna ne plângem despre realitățile pe care noi le avem în țară, pentru că noi nu ne controlăm, pentru că noi, și deschid ghilimele, avem armată de ocupație, pentru că avem un guvern corupt, da, pentru că parlamentul este corupt, pentru că tot în jurul nostru este corupt, pentru că noi dăm mită la toți, toți iau mită și așa mai departe. Asta este ceea ce merităm noi, ceea ce ne facem noi de zi cu zi. Și doar noi înțelegem destul de bine că deputații, de exemplu, astăzi din Parlament n-au nimerit din pod acolo. Guvernul Filip, care a fost votat noaptea, un guvern ilegal în viziunea mea, primul stat care a cunoscut acest guvern și a luat negocieri cu el a fost România, frații noștri. Situația noastră din țară se datorează în mare parte culturii generale a societății noastre, culturii politice a societății noastre, felului în care noi vrem să vedem o Republică Moldova dezvoltată. Vrem să vedem de aici, de la Chișinău, sau din Briceni, sau din Cahul, sau vrem să vedem din Canada. Pentru că pe Skype tot e foarte bine să faci democrație în Republica Moldova. Să faci emisiuni, să te dai cu părerea, dar să nu vii aici cu ani. Iată, atunci când noi să începem să ne stimăm singuri pe noi, să ne conștientizăm rolul nostru în acest proces lung, în viziunea mea, după cum v-am mai spus, de consolidare a suveranității, a democrației, a dezvoltării economice în țara noastră,
Это фе, atunci când noi începem să ne percepem la modul cel mai serios și să ne atribuim nou sau să ne găsim un rol în acest lung proces, atunci trebuie să fim siguri că bunăstarea și restul drepturilor și viața aceea pe care noi o așteptăm, ea nu se va lăsa mult așteptată. Pentru că, în esență, binele în țara noastră depinde de fiecare. Să noi, parafrazându-o pe coleg, preferăm să stăm într-o parte în umbră, să așteptăm de la altcineva rezultate și efecte, dar noi de doreț nu facem nimic. Această declarație de independență, până la urmă, a fost cu adevărat un pas spre independența noastră și politică și economică, domnule avocat? Știți cum, declarația, el ca și document, desigur, trebuie privit ca fiind un pas decisiv, fiindcă realmente, fără acest instrument, el a stat la baza anumii a declarației independență, care realmente și a fost acceptată și noi am devenit ca și stat recunoscut pe arena internațională. Dar chestiunea este cum noi am realizat acest atribut și dacă este corect să formulăm acea întrebare, oare am utilizat noi tot ceea ce ni s-a pus la dispoziție? Cred că aici ar fi marea problemă, fiindcă chiar dacă acele democrații nu se măsoară în ani, ele se măsoară în generații de educație. Și cred că aici ar fi rolul cel mai grav care noi, și tema pe care noi nu am făcut-o. Acele debandade în sistemul educațional, anume acele șchiopătări pe care le înregistrăm de educația celor 7 ani de formare a copiilor de acasă, probabil de aici venim și a vedea dacă într-adevăr baza care este pusă spre construcția unei veritabile democrații și nu una care este făcută doar pentru a se numi democrație. Cred că aici avem de lucru și cred că asta este sarcina numărul 1. Ceea ce se spunea și ceea ce este faimos este aspectul că merităm ceea ce avem, este într-adevăr o zicală și un proverb vechi, dar tot alt aspect ar fi că trebuie să venim să ne educăm într-un spirit corect, să dăm și să cerem de la cei mici de acasă că ei trebuie să facă corect, ei trebuie să vină să fie educați corect, modul lor de acționare cu semenii lor în afară decât acasă, fiindcă dacă este să vedem societatea ce proclamă permanent și ce cere, ne-am transformat într-o societate de cerșitori, parcă. De altfel, parcă politicienii trebuie să ne dea, nu știm care șef de stat trebuie să ne dea, nu știm cine ne este dator, de fapt nu facem noi. Domnule și avocat, nu contribuim. Perioada anilor 1990, aș îndrăzni să zic, până în 2000, se caracterizează pentru un colaps economic substanțial. Părinții noștri, frații mai mari, primeau acea remunerare, ne aducem aminte, în diferite produse, începând de la detergent și nu mai știu cu ce să terminăm. Până la urmă, cărui fapt se datorează? Insist asupra acestui aspect, zic, a lipsii de politici economice viabile sau a lipsii de politicieni pe care până la urmă i-am moștenit așa cum i-am avut până atunci. S-a datorat unui management defectuos și unui management plin de mișmașuri, plin de tot felul de acțiuni. Haideți să ne reamintim ce s-a încercat a face în acea etapă de timp. Practic toată averea statului s-a transmis cetățenilor, fie sub formă de cote, părți, fie sub forme de bonuri, cupoane, ce mai existau la acea etapă, respectiv dânșilor, cetățenilor, li s-a transmis patrimoniul național. Dacă e, nu știu dacă s-a făcut la nivel național o statistică să vedem cât din persoane au utilizat coerent și corect acele bonuri patrimoniale, respectiv unele au investit, fiindcă eu cunosc foarte multe cazuri, persoanele și astăzi nu cunosc ce și unde au fost utilizate anume avere lor de altfel. Domnule Roibu, mai avem 30 secunde la dispoziție. Ce trebuie să întreprindă clasa politică pe de o parte, societatea civilă pe de altă parte, ca cel puțin copiii noștri să se mândrească că trăiesc într-un stat prosper și într-un stat în care până la urmă declarația de suveranitate să fie cea care a dat un nou curs istoriei din țara noastră? Eu vă rog să mă iertați dacă eu am să fiu cam dur, dar ceea ce trebuie să facă clasa politică sau cel puțin o mare parte din clasa politică de la noi, asta este să plece. Da. Iar societatea civilă să-i ajute. Iată, atunci când noi vom ajunge să conștientizăm această necesitate, atunci, cred eu, vor veni și efecte
sub aspectul de bunăstare a cetățenilor Moldovei. Domnilor invitați, pe această notă eu sunt obligat ca să pun în punct ediției de astăzi. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi.